Salutare, dragi mei! Eu sunt Doreș și astăzi continuăm seria noastră din Medieval Dynasty. Dragi mei, am venit la cascadă, pe aici, pe lângă mine, și am găsit niște pietre și iarăși... E un porc mistreț, zburător. Și iarăși niște bănuți, pentru că am dat și peste o cutie. Hai să vă arăt. Uite, asta e cutia. Bine, avem și o lopată, dar nu avem nevoie de ea acum. 400 de bănuți am găsit aici. Și e wow, am ajuns la frumușica sumă de 3400 de bănuți. Bă, adevărul e că dacă stai și cauți pe hartă, ai șanse să faci bănuți mai repede decât dacă te-ai apuca să, nu știu, să vinzi, să faci bișnița. Bine, o să facem și chestia asta, pentru că am sesizat că producem foarte multă carne și, practic, putem să facem destul de repede bănuți. E destul de interesant, credeți-mă pe cuvânt, și nu voi ezita să asta e piatră simplă, ok, să vând și să fac bănuții, pe bune, deci n-ai cum. Ce căutăm noi acum? Păi eu continui să culeg bobițe, așa cum v-am spus și data trecută, dar și căutăm chestii noi, nu știu, mă interesează totuși lădițe să mai găsesc, să mai fac niște bănuți, știi? Bă, banii ăștia sunt mare foc, frate, adică chiar avem nevoie de ei. Ca să putem cumpăra ce avem nevoie. Uite, de exemplu, am de gând să-mi cumpăr, nu știu, doi boboci de rață, de exemplu. Sau doi pui de găină. Numai că trebuie să am ce să le dau de mâncare, înțelegeți? Aia e ideea și tot încerc să adun cât mai mult ca să pot să îmi fac treaba, ca să spun așa. Ideea e că... Opa, un bizon acolo. Ideea e că nu prea avem și noroc astăzi. Adică, în afară de faptul că am găsit cutia aia, nu prea s-a întâmplat nimic. Hai să mai adunăm niște bobițe, că uite, avem aici. Mă uit stânga-dreapta să nu dau totuși peste... Cum le spune, mă, peste bandiți. Nu știu de ce. Tot mă întreb de fiecare dată. Bă, unde sunt bandiți ăia? Pentru că știu că sunt. Dar nu îi văd. Nu am dat peste ei. Ia uite, bă, ce iau eu. Sticuri. De sticuri am eu nevoie. Mâncați-a și talentul tău. Ok, aici e bine. Hai să mai culegem și din partea cealaltă. Și e foarte important să facem și fertilizator, pentru că în curând o să ne apucăm și noi de fermă, să avem și noi un teren, să-l cultivăm și atunci, practic, trebuie să avem de toate, să fim pregătiți, cum s-ar spune. Bine, nu o să stăm acum tot episodul să strângem berries. Pentru că v-am spus, caut să și fac ceva bănuți. Oricum, ne mișcăm destul de repede, dacă mă întreb pe mine. Adică chiar suntem ok. Ok, hai să luăm și de aici. Și de aici. Mai e? Nu mai e... Am luat tot de pe aici. Ia uite un iepure. Nu avem treabă cu iepurele. Uite bizonul, vă mânca, vă și ochișorii voștri.
Domnul, că avem carne, n-are rost să ne luptăm, ne războim cu... Sincer, caut bandiții ăia, frate, și nu-i găsesc. Deci nu îi găsesc. Pe unde or fi? Habar nu am. Poate mai găsim vreo cutie pe aici. Nu prea pare. Eu zic totuși, cred că bandiții apar mai târziu. Adică, acum dacă ar apărea, nu prea au ce să-mi ia, nu? Da, au că am pe mine câte ceva. Asta e că nu le găsesc nici o tabără, nici un cort, că de obicei ar trebui să dai peste un cort, peste o locație de asta unde să fie băieții ăștia, dar nu nimic. Pa, lup. Înguminți. Dăm cu minți. Mai sunt și comori ascunse. Bine, ascunse. Ascunse, nu așa pur și simplu. La vedere. Dar nu am văzut chiar ceva așa să-mi sară în ochi. De unde sunt acum? Stați așa un pic. Să vedem. Da, normal ar trebui undeva pe aici să fie ceva bandiți, dar nu e nimic. Nimic, nimic, nimic. Ia. Mă uit și eu așa mai de aproape. Ce, Doamne, iartă-mă, chiar nu mai cunoaștem la bureți. Păi, aici normal ar trebui. Parcă se cunoaște că aici ar fi făcut focul cineva. Dar nu văd nimic. Vă spun sincer, aș da peste bandiți. M-aș război un pic cu ei. Să văd și eu, mă descurc, nu mă descurc, că sunt în stare să mă apăr. Să văd și eu ce au de gând. Poate stau eu așa cum stau și deodată mă trezesc cu o surpriză. Să vezi tu atunci ce mă bucur eu. Când o să-mi umble ei, o să-mi umble la filiatantă. Streți acolo, lăsăm în pace. Aparent se pare că nu dăm de bandiți. Deci noi îi căutăm pe ei și nu dăm de ei. Dar stau eu și mă întreb oare. Oare. Ei ne caută. Lup. Lup. Nu-mi trebuie. Nu-mi trebuie. Aha. Păi da, mă, dar asta parcă știu că am găsit-o odată. Deci, asta e un loc de camping. Nu cred că aici stau ei. Pur și simplu e un loc de camping și atât. Nu? Unde sunt mafioții? Asta mă interesează. Mafioții unde sunt? Oh, ia uite câta bere aici. Să mai strângem.
De alta boșilor, dar v-am spus, avem nevoie de fertilizator. Și acuș se duce primăvara și ar fi păcat, ar fi păcat să nu facem, să nu fim pregătiți cu fertilizator. Plus că nu știu cât ne trebuie, adică cam ce cantitate. Bă, da, e un pic. Uitați-vă și voi cât. Cât avem până acum? 680, 692. Lupul e aici. Normal, că fără el nu putem. Se aude ceva ce nu-mi place. Ce e acolo? Nu știu, e ceva, o nevăstuică, ceva era, cred că. Și ce perci putem să strângem ca să punem la... Da, hai să punem, să strângem ăsta, să-l lăsăm aici. Cam strâns vreo câteva. Ia uitați, avem 247 de bucăți de carne aici, ne pun prăjite, gata, rest. Ce vorbești? Bine că avem și ceva piatră la noi. Hai să dăm... să dăm ăsta, cum îi spune, mă? Berry. Asta zic. 201 litri mai încape undeva la 47-48 de kilograme. E bine, e bine. Foarte bine. Ar trebui să scăpăm de pietrele astea. Nu știu unde să le pun, că nu prea mai am loc. Astea ce sunt? Stone, pietre. Se și întunecă. Aici putem. Gata, boss. Am rezolvat și cu asta. Hai să bem niște apă. Bă, dar nu e corect, bă, fratele meu. Nu e corect pentru că nu reușesc să găsesc niciun... niciun bandit din ăsta. E păcat, aș fi vrut să dau peste un bandit. Pe bune dacă nu. Să mă războiesc un pic cu el. Eu cred că sunt bandiți, dar își mută loc, adică nu stau într-un loc. Nu ai cum să dai peste ei așa, pur și simplu. Eu așa cred.
Va veni și vremea aia când vom da peste ei, cu siguranță. Da, bă, important e că am găsit alea 400 de... Aia 400 de bănuți. Și o să continuăm să vedem. A, și nu știu ce să fac cu misiunea aia cu vaca, să moară Gibilan, dacă știu. Trebuie să fac cumva... Să fac misiunea aceea, dar nu se leagă, nu înțeleg ce trebuie să fac. Trebuie să trec pe partea ailaltă, ia, hai să vedem că acolo ar trebui să găsim ceva. Uite peștii, ia uite peștii. Ok. Bă, poate putem să avem și noi o barcă mai târziu, nu? Ok. Logic și firesc. Ar trebui să o luăm pe Ashirisha. Și undeva pe mâna stângă ar trebui să dăm peste... undeva pe aici ar trebui să dăm peste o comoară ceva, o lădiță ceva. Pe aici pe undeva. V-am spus că eu am căutat și caut toată harta, frate, să fac rost de bani și bla bla bla, dacă nu se leagă nimic de mână. Opa. Ce e aici? Am ajuns în sat, în Borovo. Ok. Am ajuns în Borovo? Așa de repede am ajuns? Nu căutăm asta. Vreau să găsesc... Vreau să găsesc o comoară, ceva pe aici. Nope. Ninicuța. Bă, dar... Cum, Doamne, iartă-mă, mă, că spunea că avem pe aici de... Avem de căutat că avem ce găsi. Ceva de genul. Dar uite că nu avem ce găsi. Și ne prinde și noaptea. Și noi încă căutăm. Oare să fie săpat? Oare să fi trebuit vreo lopată la mine? Sau și mă întreb. Bă, dacă nu măcar mă balafurat, frate. Rocă. Am târnacop, că am găsit la cascadă târnacop. Dar totuși... Nu se leagă. Nu se leagă nimic de mâna mea. Ia să vedem. Ăsta aici. Ah! Nu pot. Ia uite și pe ăsta. Salut! Salut, băș! Firar, mițica lor cu stau, bă, frate. Nu pot să fur nimic. Ia. Nu e nimeni. Furăm o găină, ceva. A, stai că găini nu putem fura. Wow, ceva. Ia auzi, mă. Cât e un cucuș? 1125. Ok, și o găină? Tot 1120. Câte ouă îmi dă oare? Dar nu dau 2000 și ceva de lire, de bonus din ăștia să dau pe două, pe o găină și un cucuș. Dar ce-s nebun la cap? Nu dau, mă, atâția bani. Aș mai fura câte o scândură de asta. Câte o, dar uite, stau ăștia cu ochii pe mine ca pe butelie. Da, nu se leagă nimic.
N-am făcut prea mare lucru astăzi, mă. Dar nici nu știu ce să mai fac să moară Jana, pentru că nu evoluez deloc în felul ăsta. Înțelegeți voi ce vreau să zic? Bine. Aș putea să strâng în continuu Barry, dar nu... Ce dracu, mă, că nu-i ok. Să aprindem și noi torța asta. Opa. Opa. Am găsit o șapcă. Stai acolo, bă. Și lemne. Că dar nu iau eu lemnele. De ce să nu le iau? Ok. Bine. Așa da, mă? Așa da. Uite iepurile. Așa da, așa ne place. Dar tot nu e ok, fratele meu. Tot nu e ok. Aș fi vrut să am posibilitatea să mai construiesc ceva. Mă ține în loc chestia asta, că nu mă lasă să construiesc. Și nici nu pot să fac upgrade, adică n-am ajuns la nivelul ăla de inteligență. Doar să mă apuc să mai vânez. Cred că și asta e o variantă, să mă apuc și eu să merg la vânătoare. Pentru că data trecută am vânat la greu și făcusem destul de multă experiență încât să apunem focul, încât să pot să am mai mult de 5 clădiri. Nu? Bun, hai să vedem. Am găsit un ceva de pus pe cap. Cred că e. Da. Nu ne dă prea mare. Doar să vindem. Hai să-l dăm jos. Lemnele astea ar trebui să le punem. Da, unde să le punem? Le punem aici. Am pus și lemnele și cam asta e. Restul Dumnezeu cu mila. Restul Dumnezeu cu mila. Hai să mâncăm un pic. Și mergem să verificăm un pic, să vedem câtă carne au făcut ăștia astăzi. Cât au vânat. Ia să vedem. 125 de bucăți. Bă, mâncava șochi. Și mai au 8 cuțite. Au avut 13 aseară. Mai au 8 cuțite. 125 de bucăți. Păi e super, mă. E super. Le luăm ca să le prăjim. Aici pot să mai fac ceva? Nu pot să fac, că nu am sare. Ok. E super. Pe bune că e super. Aici ce putem să... săgeți și din astea, da. Ok. Ok. Bun. E clar. Și-au făcut treaba băieții. Doamna s-a culcat. Ok. Foarte bine. Lemne au, căldurică e... Asta este. Ne vedem mâine. Adică data viitoare. Dragii mei, ne oprim aici astăzi și rămâne să ne întâlnim data viitoare. Simplu, astăzi n-am făcut decât să găsim niște bănuți. Bine, nu e de colo, nu e de lepădat. Dar totuși aș fi preferat
Să dăm și peste bandiții astăzi, să vedem și noi cu ce se mănâncă toată treaba asta. Ne auzim data viitoare, la revedere!